Am regăsit oameni buni. Salut copii. Ne ocupăm de presă și în această emisiune. De ce? Fiindcă presa nu mai cultivă limba română ca altă dată. Este o realitate tristă și încerc și eu să suplinesc această deficiență spunându-vă în fiecare zi principalele greșeli pe care le întâlnesc eu. Evident că numărul greșelilor discutate în emisiunea noastră este mult mai mic decât numărul greșelilor din toată presa. Deci spicuim și noi câteva greșeli și în general încercăm să nu ne repetăm atunci când putem. Cităm din gândul Un ziar de penet. Cu o singură detalizare ca tu să prețuiești fiecare clipă. Evident, corect era a detalia, de la detaliu. Detaliu. De la detaliu formăm verbul a detalia, iar la infinitiv detaliere și în niciun caz detalizare. Să observăm că acest cuvânt a prins și la televiziuni. Citez. Cu detalizările de rigoare, virgulă, ca să îți poți da seama. Evident, vă dați seama și domniile voastre câți analfabeți vin în studiourile TV și se exprimă în limba română fără să fi trecut. Prin școală, așa cum trec toți copiii. Adică au trecut, cum zice poporul, ca gâsca prin apă. Îl cităm mai departe pe Maestrul Cristoiu. Dacă ați observat, aproape nu este zi fără Maestrul Cristoiu. Numărul greșelilor din articolele sale este cam mărișor, și de aceea nu le iertăm nici noi în nicio a, emisiune. Evident că de foarte multe ori domnul Cristoiu nu mai are timp să revină asupra celor scrise pentru că scrie foarte mult nu și pe blog și pe la vreo două trei ziare, mai apare zilnic și pe la televiziuni în emisiuni de două trei ore și așa mai departe așadar aceasta este situația mult și na, nu mai zic eu cum îl citez a vrut să de una peste bot binomului. Să de. De este o prepoziție sau o interjecție De. Ce să facem? În aceste condiții evident că ne uităm cu atenție acolo și ar fi trebuit să fie verbul a da. A vrut să dea una peste bot binomului. Sigur, doresc să repet ceea ce am mai spus și în alte emisiuni. Un uh, jurnalist, detalia lui Ion Cristoiu, orice jurnalist, orice om care se exprimă în public, este obligat să fie decent. A da peste bot, nu mi se pare o locuțiune uh, decentă. Și nu cred că era cazul să apară în uh, presă. Dar, evident, ahtiați după uh, rating, să avem cât mai mult mulți cititori, iată că Facem concesii prostului gust. Citesc tot din Ion Cristoiu. Cercetătorii nu neagă existențe unei energii. Existențe. Existențe este pluralul de la existență. În acest uh, caz, deci în propoziția noastră, corect ar fi fost: Cercetătorii nu neagă existența unei energii. Nu are rost să continuăm și să vă spun despre ce energie este vorba. Continu cu Ion Cristoiu. Gurile rele spuneau că cele două divorțuri aveau legătură directă, pentru a facilita căsătoria Șui Gheorghe Bibescu cu Maria Ghica Văcărescu, alintată Maritica. Da, domnul Cristoiu scrie și istorie. El zice că lucrează la Biblioteca Academiei și studiază istorie și chiar scrie cărți de istorie. Din păcate, cele două cuvinte că și cele, că și cele, autorul le scrie la un loc. Căcele. Nu există cuvântul căcele în limba română. Rămânem la maestrul Ion Cristoiu. Citez din nou. Printre ceea ce se afirmă despre noi, regăsim Lenea Posmagul. Închei citatul. Influența de creangă ați recunoscut, da, cu postmagul. Problema e că între cele citite de noi, domnule Ion Cristoiu, nu sunt numai lenea și postmagul în cazul românilor. Așadar, mai lăsați-ne cu astfel de generalizări: că nu toți românii sunt leneși și nu toți românii stau cu. Așa, mâinile pe piept, așteptând ca cineva să le bage posmagul în gură. Deci, haideți să ne uităm la cele 3-4 milioane de români care sunt în afară și care muncesc pe ruptele ca să adune și ei un bănuț și să vină cu el în România. Și sunt apreciați la locurile lor de muncă. Numai dumneavoastră. Și alții mai sunt ca dumneavoastră, nu vor să recunoască uh, că noi, românii, avem și niște calități, nu avem numai defecte, ca fiecare popor de altfel. Însă, aici este și o greșeală. O greșeală gravă. Și am să spun care e. Printre ceea ce se afirmă, printre ceea ce. Ei bine, nu pot să spun mă plimb printre casă. Mă plimb, mă plimb printre odaie. De ce? Pentru că prepoziția printre oameni buni se pune numai în fața substantivelor de plural. Așadar, mă plimb printre case, mă plimb printre odăi, mă plimb printre copaci și așa mai departe, printre oameni, da? rămân iarăși la Ion Cristoiu. Un nou abuz al binomului SRI DNA, virgulă, făcut pe față pentru a testa că căcioșenia românească, în paranteză spune: N-am nicio îndoială că și membrii binomului sunt căcăcioși, virgulă, dar deocamdată n-au niciun motiv să se teamă, virgulă, că tușele sunt la ei. Închei citatul. Sigur, domnul Ioan Cristoiu face exces de cuvântul binom, crezând că este foarte spiritual, da? În fapt, prin expresia aceasta binomul SRI-DNA, domnia sa acuză justiția din România că s-a legat de domnul Ponta, de Șova și așa mai departe. De ce? Pentru că domnia sa a devenit un soldat conștiincios al partidului aflat la putere, nu? Chiar dacă domnia sa spune că îi ajută pe cei mai slabi, în cazul nostru îl ajută pe domnul Ponta, îl ajută pe domnul Șova și pe cei împreună. Cu ei. Sigur, este o expresie. Binomul acesta este o expresie algebrică constituită din suma sau din diferența a doi termeni, a două monome. Mai vreau să spun un lucru pe care l-am repetat adineaori. Nu cred că toate cuvintele din dicționar pot fi folosite în public de un om uh, educat. Deci, domnul Ion Cristoiu probabil scrie pentru un cerc restrâns de inși care preferă să vadă astfel de cuvinte în articolele domniei sale. Personal, eu am reticență că acest stil este de jurnalism adevărat. Cred că acest stil de cartier e bun la bodegă, e bun, să zicem, la mahala, dar să ne scutească în ziarele care sunt citite de către toți românii. Mă opresc aici pentru astăzi, oameni buni. Nu uitați să mi lăsați mesajele, întrebările, dificultățile, greșelile pe pagina mea de Facebook sau pe pagina uh, emisiunii Învață Românește. Rămâneți sănătoși, domnilor și doamnelor. Pa, copii.